Jack, piratul cel teribil. Jack, distrugătorul de dragoni. Încearcă să mă bați, Jack. În numele ochilor lui Zut, ce-ar putea fi asta? Ce? Unde? Aoleu, nu din nou. Ascultați, ascultați! Fiica baronului Stevie Ray Vaughan, pentru prințesa Penelope, a fost răpită de înfricoșătorul răul scuipătorul de foc dragon, cunoscut ca Derj. El a oferit o recompensă de o valoare uriașă celui destul de viteaz să-i salveze fiica de dragonul cel rău. Mami! Îmi datorezi 100 de galben, Jack. Sigur că-ți dai seama că sunt valit în momentul ăsta. Știu cum se fac rost de banii mei. Iată voluntarul! Pentru ce mă ofer, voluntar? Să salvezi o prințesă de dragonul Darj. Darj, dragonul! Haide, Snack, să fim băieți buni și să mergem să fim uciși așa cum ar trebui. Lasă-mă jos, șopârlă mare și rea! Uite, pentru ultima dată sunt un dragon, nu o șopârlă. De ce voi dragonii răpiți întotdeauna domnițe și prințese până la urmă? Pentru că asta facem noi. Păi da, da, de ce? De-aia. De care? Uite, da, de-aia. Bine, las-o așa. A, uite peștera mea. Locuiești într-o peșteră? Da, și? Păi eu sunt obișnuită cu castele și confort, nu cu peșteri. Încă n-ai văzut cum e în interior. Locul ăsta e un dezastru. Îmi pare rău, dă-mi voie să aranjez puțin pe aici. Nici nu-mi amintesc să fim în cata asta. Ce e asta, o ghetă? Hei, stai puțin! Ce fac eu aici? Ce stai acolo? Am să pregătesc prânzul. Primești și o revistă sau ceva? Oh, ce e asta? Snack, simt că ne apropie de peștera lui Darj, dragonul cel rău! Maestria ta bine acordată de vânător îți spune asta, capitane? Nu! Aia! Scoate costumul, ignifug de omor dragon, Snack! Cine e aici? Mama ta? Da, e mama. E drăguță? Acum văd de unde ai ochii. Termină. Asta e prima domniță pe care am răpit-o eu. No, nu-mi place, nu e drăguță. Păi, a fost prima. Deci au devenit mai drăguțe. Mai drăguțe decât mine? Păi, Așa, reptilă mare și proastă! Vino aici și primește ce te așteaptă! N-am toată ziua! Ce-a fost asta? Probabil salvatorii tăi. Mă întorc imediat. Ce zici de inventivitatea asta, Yankee? Complet ignifug! Se pare că zilele tale sunt numărate, domnule dragon! Deci ce-ar fi să ne scutești de un mare de rău să te apleci aici ca să stai capul? E timpul pentru a le fie! Dragonul ăsta e ciudat! Nu răspunde cum scrie în carte, deci va trebui să încercăm să-l învingem altfel! M-am gândit la asta, domnule, de ce am construit asta? Ce naiba e aia, Snack? E o bombă deghizată inteligent care țâșcă de căunciuc, capitane. Și ce faci cu ea? Păi, când dragonul face baie, înlocuim rățușca lui cu asta. Acum el va intra în cadă și se va bănăci și pune mâna pe rățușcă, doar că e o rățușcă falsă cu o bombă pe care am făcut-o eu. Da, și apoi? Păi, când o strânge să audă sunetul ăla amuzant, bum! Capitane, sare în aer! Eu am ceva mai realistic. Conform cărții astea și mărturiilor multor cavaleri ologiți, dragonii sunt carnivori feroce. Deci, tot ce trebuie să facem e să-l luăm pe pufuleț, să-l legăm de un par și când dragonul iese să-l mănânce, bam! Ce înseamnă exact bam, capitane? Nu scrie aici, dar am eu o idee. Bine, pufuleț, miroși cât poți mai bine. Stai să înțeleg bine. Carnea roșie îți face rău? Da, dacă asta e tot ce mănânci. Dar e mai rău pentru animăluțul ăla drăgălaș și pufos.
Doamne, nu m-am gândit la asta așa. Scuze-mă. Vine! Slavă Domnului! Bine, Mielușelule, am să-ți dau drumul pentru că tocmai am aflat că poți provoca boli de inimă. Haide, du-te! Stai puțin! Ar trebui să fii un monstru carnivor vorace! Dar dacă mănânci prea multă carne, îți face rău. Îți face rău? Ce vrei, să faci o carență de proteine? Trebuie să mănânci carne! Da? Desigur! Uite, ar să... Ești stricat! Așa, distrugătorul ăsta de dragon ar trebui să fie bun. Unde e proiectilul? Uite-l, capitane. Bun, încarcă-l bețeavă, snack. Vom face carne tocată din dragonul ăsta enervant odată pentru totdeauna. Așa, căștile. Ochelarii. Totul e gata. Gata, capitane. Întărâtă dragonul. Bine. Ești cel mai urât mirositor dragon din toată lumea. Ești așa urât mirositor. Treci peste partea asta, snack. Bine, mama ta e așa urâtă că poate speria mușchiul de pe pietre. Și tu, domnule dragon, erai un bebeluș așa urât încât părinții tăi te hrăneau cu praștia. Ar trebui să-i omor cu bunătatea. Ce-ar fi să merg să fac asta chiar acum? Scuze-mă. Bine, domnule. La parte, snack. Mai băieți, de ce nu? Foc! Asta vă va învăța, prostovanilor, să nu vă puneți cu darș, regele dragonilor! Hei, am reușit, domnule! Așa e! Asta doar îți arată că și în fața unei înfrângeri umilitoare, soarta poate interveni și să te ajute! Cu toate că nu prea des! De fapt, extrem de rar! Atât de rar că... Vai de mine! Ce-ați făcut? Ce? Tu trebuie să fii motivul pentru acest deranj. Hai, surioare, trebuie să te predau pentru un sicriu și 100 de galbeni. Ia-ți slavele murdare de pe mine! Pirat murdar! Și-a furisit! Ia stai puțin! Darș, dragule, vorbește-mi! Dragule, ia ascultă fetișcala amețită! Taci din gură! N-ai făcut destule! Nu cred că te place, capitane. E absurd! Uite, domniță, hai să vii cu mine! Ia mâna de pe ea! Oh, nu! Ce se petrece aici? Oh, ce bine! Uite, aproape am ucis dragonul și iată-ți fica vie și nebătemată! Vie și nebătemată e în mâna acelei bestii scârboase! Îl iubesc, tati! Și eu o iubesc pe ea! Intențiile tale sunt complet nobile? Absolut! Ce se petrece aici? Da, foarte bine, pare un dragon cinstit. Îți dau permisiune să te însori cu fiica mea. Oh, tati, sunt așa de fericit? Eu mai sunt plătit sau nu? Iar tu ar trebui să fii legat de țeava unui tun și făcut bucățele pentru că ai încercat să strici idila fiicei mele. Pleacă, domnule, înainte să uit că e prezentă fiica mea și să te tai în două. Ce vorbire colorată? Vino, snack! Dar, capitane, cum rămâne cu căpcăunul care vrea să-ți rupă gâtul? Nu-ți fă griji, snack, am un plan viclean pentru el! Nu, capitane, te-ai întors și încă ai capul pe umeri! Da, căpcăunul ăla idiot a crezut povestea! Și care a fost povestea, capitane? Păi, îți aminești de rățușca aia de cauciuc pe care... Da? I-am spus căpcăunul că poate face ouă de aur. Tot ce trebuie să facă e să o strângă. Dar nu face ouă de aur, capitane. Tu știi asta și eu știu asta. Dar el nu o știe. Ce poveste bună. Ha, 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 ha